Jurnalul Șarapovei. Zdreaz, vitie. Jurnalul e. Stai că nu mai am adversari, deci să nu mai gem. Deși aș putea să oftez puțin, dar să mai întorn totuși un pahar de vodcă cu meldonium. Tu ai mâncat vreodată broaște? Așa, cred că sunt foarte necăjită. Nu știu sigur dacă sunt necăjită, că din cauza meldoniumului mi-am pierdut puțin simțul realității. Zici că sunt Muguri Sărescu, de mă cred catarg de steag național. Cap de bou. Nu fac nicio aluzie. Apropo, m-a sunat unul șumudică să mă întrebe de ce nu mai joc, că și-a băgat salariul la pariuri. Și el și unul Burleanu. În câteva ore adună o mică avere. În fine, am rămas fără sponsori. M-au părăsit și Nike, și Porsche, și tocmai bătuse în palma cu unii de la Cașcaval Brădet, dar au avut ei niște probleme cu ministrul plătit de concurență. Reclamă-mă la Protecția Muncii sau cheamă miliția. Singurul care s-a oferit acum să mă sponsorizeze e Old Kim. Prefer totuși contractul cu combinatul de poloniu de la Moscova. M-aș sfătui totuși să nu părăsi spitalul. Dar cel mai mult și cel mai mult mi-am dorit să devin imaginea Lidl. Am și ideea de slogan. Cea mai mare jucătoare alege cele mai mari prețuri. Lidl, mult mai scump ca în restul lumii. Trageți, vă rog, concluzia. Da. Scuze, obișnuința. Așa e în tenis. Azi ești sus, mâine după filieu, cum ar spune alt mare sportiv, Meme Stoica. Arestați-l. Am auzit că domnul Țiriac vinde turneul ATP de la București. Mă gândeam să-l cumpăr eu. Mă deranjează doar că în loc de gazon, dânsul a pus pe jos blană de mistreț. Priviți, oameni buni, și spuneți dacă ați mai văzut asemenea bazaconie. Mi-e ciudă doar că n-am reușit să o bat pe Serena Williams. Asta chiar nu știu ce ia. Ideea e că vor să o sponsorizeze de la Gillette. Perfect bărbătesc. Degeaba dau pe gât câte o dușcă de meldonium după fiecare set cu ea, că Serena le dă prea tare. Prea ca la țară. Singura care m-a sunat e Simona Halep. Fată de treabă, mă bucur să știu că am putut să o ajut să mai urce un loc, că altfel... Ce te-aș bate? Asta e, trebuie să mă apuc de scris. Dacă public 2-3 cărți, federația îmi reduce pedeapsa. Dar prima o să o scriu sub pseudonim Maria Mendeleeva. Pa, ce surpriză! Hai, pa!